Suedia, domnișoarele de onoare ale miresei purtau în brațe ierburi picante, dar și urât mirositoare împotriva spiritelor rele ce bântuiau văzducul și aduceau ghinion tânărului cuplu. Astăzi, buchetul de mireasă a luat locul acestui obicei, compus din flori frumos mirositoare, dar care au același rol, de a alunga spiritele rele și energiile negative. Totodată, dacă mirele sau mireasa pleacă la toaletă în timpul recepției, toți oaspeții sunt încurajați să-i sărute partenerul rămas până când se întoarce.